Președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu a fost audiat astăzi la DNA în dosarul în care fostul viceguvernator al BNR, Bogdan Olteanu, este acuzat de trafic de influență. Tăriceanu a fost audiat mai bine de 2 ore, precizând la ieșire că a fost prezent în calitate de martor. Fostul premier a ajuns la DNA de dimineață fiind însoțit de un avocat. Călin Popescu Tăriceanu a fost audiat la DNA în dosarul în care fostul viceguvernator al BNR Bogdan Olteanu este acuzat de trafic de influență. Procurorii îl acuză pe Olteanu de trafic de influență și spun că pe vremea când Olteanu era președinte al Camerei Deputaților, între 2006 și 2008, ar fi luat 1 milion de euro de la Sorin Ovidiu Vântu și ar fi beneficiat de sprijin electoral din partea acestuia, totul pentru a-l numi pe Liviu Mihaiu guvernator al Deltei Dunării. Am dat o declarație de martor, nu a fost o confruntare cu Bogdan Olteanu, nu sunt adeptul telejustiției, nu o să fac alte declarații, a declarat Călin Popescu Tăriceanu. Nici avocatul său nu a dorit să stea de vorbă cu jurnaliștii, urându-le acestora o zi bună și succes în muncă. Într-un comunicat al Senatului se arată că în această dimineață, la ora 9, domnul Călin Popescu Tăriceanu, președintele Senatului României, a fost invitat la DNA. Invitația a fost trimisă cu 2 zile în urmă, dar președintele Senatului nu a făcut-o publică pentru a vedea dacă DNA continuă să scurgă informații spre presă în scopuri propagandist-electorale. Presa a aflat și este prezentă la DNA înainte audierii, așa cum s-a întâmplat și în situații anterioare similare, președintele Senatului nu va face declarații presei la DNA.